Cu ocazia Zilei Culturii Naționale și a nașterii poetului Mihai Eminescu, elevii clasei 1B de la școala gimnazială Nanu Mușcel din Câmpul Lung, coordonați de profesorul învățământ primar Daniela Boncoi, au prezentat online un program artistic, având ca temă albumul magial Eternul Eminescu. Evenimentul s-a bucurat de sprijinul bibliotecarei Mirela Solomon. Aceasta a pus la dispoziția elevilor cărți, citate și fotografii aflate în biblioteca școlii din care elevii s-au documentat. Somnoroase păsărele pe la cuiburi se adun, se ascund în rămurele noapte bună, doar izvoarele suspină, pe când codru negru tace, dorm și florile în grădină, dormi în pace. Trece lebăda pe ape, printre trestii să se culce, fie singerii aproape somnul dulce. Peste-a nopții ferie se ridică mândra lună. Totu-i vii și armonie, noapte bună! Ce te zice în codurile, fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ? De ce nu m-aș legăna dacă trece voia mea? Ziua scade, noaptea crește și frunzișul miliorește. Bate vântul frunza în dungă, când trăieții mi-a lungă. Bate vântul dintr-o parte, iarna aici, vara de departe. Lacul codrilor albaștri, nu fergarbe îl încarcă, tresărind în cercuri albe, el cu tremură o barcă. Cu ce te lege codrile, fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ? De ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Cam povești, ca niciodată, rude mari împărătești și o frumoasă fată, dintre una la părinți, mândră toate cele, cum e fecioara printre sfinți și luna printre stele. Sonoroase păsărele, pe la cuiburi se adună, se ascund în rămurele, noapte bună, doar izvoarele suspină, pe când corul negru tace, dorm și florile în grădina, doarme în pace. Trece lebăda pe ape, între trestii să se culce, fie singerii aproape, somnul duce. Peste-a nopții ferie, se ridică mândra luna, toată iubire și armonie, noapte bună. Ultima dorință a poelu, mai am un singur dor, el liniștea serii să mă lăsa să mor la marginea mării. Cel mai mare păcat al oamenilor e frica, spaima de a privi în față și a recunoaște adevărul. El e crud acest adevăr, dar numai el folosește. Prin această activitate, elevii au adus un omagiu celui care rămâne etern în literatură și în sufletul nostru.